Doamnelor și domnilor, vă spun bine ați venit și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Așa cum ați observat și ați văzut și în invitație, împreună cu Asociația Jurnaliștilor din România, Pirea Sălaj, organizăm această întâlnire. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu circa 2 luni de zile, am mai avut așa o întâlnire pe tema transparenței în comunicare. La acea întâlnire au fost prezenți reprezentanții și purtătorii de cuvânt din cadrul instituțiilor de concentrate, respectiv reprezentanții mass-mediei locale. La întâlnirea respectivă nu au fost invitați purtătorii de cuvânt din cadrul parchetului, tribunalului și dorința noastră de acum era să avem o întâlnire și cu reprezentanții purtătorilor de cuvânt sau purtătorii de cuvânt din aceste instituții și, bineînțeles, cu conducătorii instituțiilor din structurile MAI și purtătorii de cuvânt din aceste structuri. Nu știu în ce măsură întâlnirea respectivă a îmbunătățit comunicarea dintre instituțiile de concentrate și mass media, respectiv populația județului, pentru că toate informațiile care ajung din aceste instituții ajung la cetățeni. Dar la solicitarea domnului președinte Săuca am convenit să organizăm astăzi această întâlnire. Am înțeles, Iulia, că de la tribunal nu aveam. Da, deci am invitat și pe cei de la parchet, judecătorie, tribunal și mi-au spus că deci, sunt plecați la București, că ar dori foarte mult să participe la o astfel de întâlnire și dacă am putea să facem un modul 2 cu ei, după ce revin din că iau și vacanța aceasta judecătorească. Și acum Da. Eu au spus că chiar ar avea multe speții de discutat cei cu Practic, scopul nostru chiar asta era să avem o întâlnire, o discuție și cu dânsii, dar dacă nu putem organiza o altă întâlnire, dar astăzi atunci să discutăm cu între noi, cei care suntem prezenți și am răspuns invitației. Și o să rog pe domnul său ca să spună câteva cuvinte și problemele cu care se confruntă. Dacă în urma acelei întâlniri ați simțit, sau ziariștii, dacă au simțit o îmbunătățire a comunicării între instituțiile de concentrate și instituțiile publice sau nu, dacă nu, unde, în ce domenii. Vă rog, domnul Seucar. Vă mulțumesc. Și vă mai mulțumesc pentru faptul că ne organizăm în parteneriat această întâlnire, instituția prefectului cu Asociația Jurnaliștilor din Sălaj. În ce scuze am greșit? Nici o problemă, da. Se mai întâmplă. Și eu nu o să vorbesc foarte mult. Rolul meu este să îi adun pe jurnaliști ca ei să spună păsuri. Deci mai întâi o să vi prezint pe cei care sunt aici, de la Graiul Sălaj, Daniel Mureșan, Daniel Munteanu, așa, de la Radio Transilvania Croco, alias Florin Oprici, de la Sălăjanu Augusta Teșinski și Silvia Prodan, de la Zalău TV Anca și Arnold, de la Focus Radu, de la Graiul Sălajului Flavia Pintea, Daniel Mureșan, magazin Sălăjanu, de la Sila Șac și la Deo Cluj, eu Jolas, la Adevărul de Seară, Paul Maghiu. Astea fiind zise, eu vă las pe voi să vă spuneți păsurile. Vă rog, în ce ordine veți. Dori să încep eu. Domeniile în care activați dumneavoastră pentru noi sunt cele mai calde, să zicem așa. Poliție, istul, jandarmerie, sigur, știrile sunt mai calde, ne interesează mai mult. Poate bine, poate nu, dar ne interesează mai mult. Cea mai bună colaborare o avem, repet, să nu cad în desfet, dar cu ISU, de Corolismul, este cea mai bună colaborare care o putem avea.
datorită domnului comandant, a purtătorilor de cuvânt, a echipei dânsului, cea mai proastă colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție. Eventual, domnul purtător de cuvânt ne și spune când domnul comandant o să-și facă timp să ne întâlnim mandatul ăsta, cum vă trebuie. Vreau să-l anunț și văd stabili o întâlnire. Ce înțelegeți printr-o proastă colaborare? Când vă exprimați așa, cea mai proastă colaborare? Proastă care avem... Faceți niște precizări exemple. Da. Ce vă dau un exemplu de acum câteva săptămâni, o să chiar pe exemplificat și caz. Noi aflăm știrea de la mail din Diafax, că s-a întâmplat în dezală. Nu mi se pare normal să ne sune mail Diafaxul să ne întrebe despre cazul. Sunt 11 cazuri din acestea, noi aflăm de la mail Diafax. Bun, cădem și noi în ghidică, adică ne sună ea, ce se întâmplă și noi nu te știm. Și toarcem și noi, scădăm, stat puțin, se pare normal. Plus, știți, veșnica problemă, SMS-ul. Nu se poate aplica de la dumneavoastră. Din păcate, problema SMS-urilor e cunoscută, o știm. Am încercat și vom încerca să remediem problema asta, dacă se poate numi o problemă. Informaticienii noștri discută cu cei de la rețele de telefonie. ISU, cu cei de la ISU să discute că ei pot. Din păcate, nu lovim de aceeași problemă bugetară. De finanțe, încercăm SMS-urile, cât costă, punem mâna și iubire, le plătim. Nu? Vom stabili atunci în ședința aceea de care ziceți mai devreme, să vedem, vom face acea ședință și vedem cum facem SMS-urile. Dar referitor la informații, așa cum spuneam de fiecare dată, pentru noi, poliția, important este să intervenim la un eveniment și nu să anunțăm presa. Bănuiesc că intervenție înseamnă... Sigur că da, dar polițistul intervine la fața locului și prioritatea pentru el este acordarea măsurilor de prim ajutor, pentru că discutăm despre accidente grave de circulație și atunci polițistul nu se oprește să dea informații presei. El mai întâi își face treaba. Merge, mă, el nu e acolo, dar să fie anunțat. Nu știu de câte ori s-a întâmplat să mergeți la un eveniment. Nu știu de câte ori s-a întâmplat, pentru că de foarte multe ori am trimis SMS-uri și mă resunau jurnaliștii dumneavoastră să mă întrebe, la 10 minute distanță de acel SMS, ce s-a întâmplat la fața locului. Mesajul respectiv a fost destinat jurnalistului pentru a merge la fața locului, dar motivația lui era nu am mașină, nu, distanța e prea mare. Sunt poate atunci, care nu au de mașină, dar sunt care au mașină și se deduc acolo, dacă avem informații. Dacă nu avem, sigur că da, dar de fiecare dată a fost aceeași problemă și atunci eu nu pot să sun colegul de la fața locului și să îl întreb, oprește-te, spune-mi, te rog frumos, ce s-a întâmplat în condițiile în care jurnalistul dumneavoastră nu merge. Și nu poți să rog, mai s-ar întâmpla și noi dacă am ajuns la dar mergem. Nu merg toți, eu nu pot, eu merg. Dacă nu am informația, La ultimul caz care am fost la fața locului și n-am fost singur, am fost cu Orni, e că am stat vreo două ore, exagerez, cred că mai bine de doresc. Eu am înțeles că... ca să primesc o informație, pentru că nu puteam să mă citesc pe mine. Știam ce s-a întâmplat acolo. Cum pe de altă parte, informația că s-a petrecut accidentul, am primit-o din surse neoficiale. Un prieten care a trecut întâmplător pe acolo și mi-a spus. Dar nu puteam să mă citesc pe mine. Am stat până domnul comisar sau ofițerul și-a terminat de făcut cercetarea la fața locului. Și după două ore, a venit și mi-a dat... Sigur că da. Asta e prioritatea polițistului. Numai puțin. Consider că în comunicarea intrainstituțională între dumneavoastră și colegii dumneavoastră care sunt la fața locului, lucrurile ar merge mult mai simplu. Adică dacă i-a sunat 5 minute pentru un minimum de informații... După jumătate de oră, după oră, nu atunci. După jumătate de oră. Să vă spună, domnule, uite ce s-a petrecut. Nu vreau să fiu desuet, cum spunea Daniel Adineau, și să dau din nou exemplu ISU, pentru că deja devine deranjant. Dar la ISU, dacă duminică dimineața la 5 e incendiu, la 7:30 mă trezesc. Îl trezesc de multe ori și pe purtătorul de cuvânt. Și nu cu plăcere duminică la 7:30 dimineața. Și după 20-30 de minute mă resună și îmi dă detalii. Minimale.